E foarte greu. E foarte greu pentru că sunt puțin bani... Pentru că un film costă mult și un film nu e ceva ce poți să, să, faci la tine acasă singur. E ceva ce implică foarte mulți oameni și un efort foarte mare și toate lucrurile astea sunt foarte costisitoare. Și... Dar trebuie să ai răbdare. Vezi ce mai faci și între timp. Nu-ți pierzi speranța. Uh, mai degrabă ruși. Nu. Există cadrul perfect pentru filmul respectiv. Fac tot, sunt un pic control freak, îmi vine să fiu parte din toate departamentele. Casting, pregătire, scenografie, programe de filmare, decupaj, repetiții cu actorii, locații, de toate le fac. Pentru mine e important. E aproape... Mă rog, dacă o cere stilul în care faci filmul, dar e unul dintre mijloacele alături de imagine, de scenografie, de tot, e unul dintre mijloacele prin care poți să dai ceva. Și atunci o folosesc când pot. Cred în ceva mai mare și mai puternic decât noi. Nu știu dacă să-i zicem Dumnezeu. Și acum, jum, fulgerul. <laughs> Sau când ies de aici. <laughs> nu știu. <laughs> uh, nu știu, imaginea de pe el, habar n-am. Aș fi vrut să fac psihologie. Ceea ce ar fi poate trebuit să fac, pentru că merg cumva împreună pentru că noi lucrăm cu personaje și cu oameni, iar oamenii sunt destul de, oamenii destul de complex și cred că e important să înțelegi ființa umană când te pus să spui o poveste cu oameni și de-aia. Mi-ar plăcea să știu mai multe pe zona asta. Merită să te faci ce vrei tu să te faci dacă asta te face fericit. Pe mine m-a făcut fericit să mă fac regizor. Nu cred, că lumea zice că ai câte filme se fac la Hollywood da? și câți oameni vor să facă filme la Hollywood. Avem maximă nevoie de film pentru că avem maximă nevoie de povești și poveștile alea spuse în film sunt ușor asimilabile de către public pentru că uităm să uităm să spunem și să privim povești.